Concluzie dramatică, poluarea aerului a provocat aproximativ 400.000 de decese premature în Europa în 2016, cel mai recent an din care sunt disponibile date. Aproape fiecare oraș european locuit este expus la niveluri de poluare care le depășesc pe cele considerate sănătoase. Specialiștii sunt de părere că în orașele europene, deși nivelul particulelor periculoase din aer a mai scăzut, fenomenul nu este suficient de rapid. Legislația Uniunii Europene cere statelor membre să monitorizeze, mai ales în zonele urbane, nivelurile de particule poluante și să ia măsuri dacă se depășesc limitele. În luna iunie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că orașele trebuie să acționeze în cazul în care nivelul de poluare este depășit într-un anumit loc. Până atunci, măsurile erau luate pe baza unor medii înregistrate într-o regiune. În luna iulie acestui an, Comisia Europeană a cerut Curții Europene de Justiție să ia măsuri împotriva Spaniei și Bulgariei, care nu și-ar proteja cetățenii prin luarea unor măsuri de combatere a poluării. În 2017, 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au raportat cel puțin un caz de depășire a limitelor maxime admise privind poluarea cu dioxid de nitrogen, un compus toxic al gazelor de eșapament. Printre aceste state se numără Franța, Belgia, Olanda, Spania, Germania și Marea Britanie. Potrivit specialiștilor, reducerea numărului de mașini este un factor important în diminuarea poluării din orașe, mai ales în ceea ce privește dioxidul de azot.